Bună seara, prieteni, bună seara, dușman Costin, hai sunt eu de la Sport Impact și Jurnal de Dâmbovița. Ne revedem, iată, la o nouă ediție a emisiunii Sport Show, încă o ediție dedicată superlativelor, anchetelor Jurnal de Dâmbovița și Sport Impact. Asta întrucât în 2021 am organizat cele mai ample anchete în care specialiștii, jurnaliștii, sportivi, dar și publicul online au desemnat cei mai buni oameni din sportul dâmbovițean, printre ei și invitatul de astăzi, antrenorul Chindiei Trăgoviște, domnul Emil Sandoi. Până la deschiderea dialogului să spunem că echipa noastră Chindia Trăgoviște va debuta în acest an în mod oficial sâmbătă de la ora 14:30 pe Ioana la Ploiești cu revelația Ligii 1 FC Voluntari într-o etapă a 22-a care propune mai multe dueluri interesante precum FC Argeș, Dinamo București, CS Universitatea Craiova, Rapid București, CS Mioveni, Academica Clinceni, UTA Aragaz, Metamedia și FCSB, CFR Cluj, iată ce meci derby pentru titlu, FC Botoșani, Șep și Sfântul Gheorghe și Farul Constanța, FC Universitatea Craiova. Chindia va juca două meciuri consecutive pe teren propriu, cu ghilimele de rigoare, la Ploiești cu CS Mioveni. Urmează partida din 30 ianuarie, într-o duminică se va juca de la ora 14. Lider este CFR Cluj, 57 de puncte, locul 2 FCSB, 47-3 Voluntari, 37-4 Botoșan, 34-5 Craiova, 32-6 Farul, 32. Acesta ar fi top 6, dar mai sunt și alte echipe cu pretenții la play-off. Eu numesc aici pe Rapid, FC Argeș și UTA și chiar Șep și Sfântul Gheorghe. Chindia ocupă un loc decent, oarecum liniștitor ca poziție ierarhică, 11, cu 22 de puncte, însă Gazmeta Mediaș, care este pe 13 loc de baraj, 20 de puncte, FCU Craiova, locul 14, 19 puncte, poziții retrogradabile direct, Dinamo, 12 puncte, Academia Clinceni, 11 puncte, în condițiile în care, atenție, la finalul sezonului regular, punctele se vor înjumătăți. Adică Chindia va avea 11 puncte, Gazmeta în poziție direct retrogradabile, 10, FCU Craiova, tot 10, Dinamo, 6 și Clinceni, 6. Suntem acolo, destul de aproape. Pentru că la aici trebuie să ne raportăm, în opinia mea. Sunt 10 puncte diferență de Farul. Nu știu dacă în acest sezon Chindia mai poate emite pretenții la play-off. Chindia, campioana play-out-ului din sezonul trecut. Alături de noi invitat este antrenorul formației Târgoviștei, cel mai longeviv antrenor din Liga 1 în acest moment, venind la Chindia Târgoviște în vara anului 2020. Iată, are un an și jumătate domnul Sandoi la Chindia, dar atenție, cred că este primul antrenor din istoria Chindiei Târgoviște care nu a susținut nici măcar un meci pentru Chindia la Târgoviște. Eu nu știu dacă cineva a mai întâlnit o asemenea situație ingrată, dar unul Emil Sandoi, chiar dacă este de un an jumate aici, chiar dacă este cel mai longeviv antrenor din Liga 1, încă nu a reușit să antreneze Chindia la Târgoviște sau să antreneze Chindia și să o conducă într-un meci oficial lângă turnul Chindiei. Domnul Sandoi, vă spun bună seara, bine bună seara, sper să apuc. Tot sperăm. Mai, da. Tot sperăm. Îmi place de fiecare dată, îmi place cum începeți emisiunea și să știți că am vrut de mai multe ori, dar am zis să nu mă acuze cineva de plagiat când a zis bună seara, prieten, bună seara, dușmani, pentru că așa ați început și dățile trecute când am mai venit la dumneavoastră și chiar emisiune. La fiecare emisiune, tot așa. Bravo, vă felicit. Chiar e... Pentru prieten sau pentru dușmani? Pentru expresie, în general. Da. Toți avem. Cu toți avem și prieteni, avem și mai și dușmani, e o expresie, nu știu dacă în ultima perioadă dușmanii s-au mai rărit, prietenii s-au mai rărit și ei. Asta este. Merge mai departe, că n-avem ce face. Suma rămâne cam aceeași, nu? Echilibrat, mi-a plăcut echilibru așa în viață. Da, da, și mie. N-am fost niciodată vreo vârf de lance, dar nici vreo coadă de mătură. Am fost acolo la... La jumătate. Domn profesor, da. Ați venit din Antalya, vreme capricioasă, vreme capricioasă și în România. A bătut un vânt astăzi, nu știu cum v-ați antrenat. A fost prima zi după o zi de pauză, după un cantonament de 10 zile și a fost un antrenament de intrare, așa, în efort. De-abia chiar am anunțat după antrenamentul de astăzi, le-am spus că de-abia de mâine o să începem
chiar o să avem un antrenament destul de greu, pentru că începem ciclu săptămânal pentru prima etapă de campionat, exact cum spunea și dumneavoastră, dar astăzi a fost o reacomodare cu efort. Ne-am descurcat. Cum a fost în Antalya? Sau că exact, Turcia, unde a exact cum spuneți, în prima săptămână a fost o vreme capricioasă, cu ploi, cu vânt, frig, iar la fel. Dar din punct de vedere al antrenamentelor și al condițiilor pe care le-am avut, să știți că a fost ok. Și chiar dacă a plouat, am avut suprafețe de joc foarte bune de antrenament. Vă spun sincer, ploua cu găleata înainte și când ieșeam pe teren, nu exista nicio baltă pe teren. Deci din punctul ăsta de vedere chiar a fost ok. La pentru fel că ca am mai auzit. Nu. Fix ca la noi. Nu. Am auzit că alte echipe și-au mai amânat antrenamentele sau au mai avut probleme, nu i-a lăsat să intre pe terenurile de antrenament, au fost obligați să facă pe la sală. Nu, din punctul ăsta de vedere, să știți că noi ne-am făcut toate antrenamentele pe care le-am avut planificate, chiar dacă ne-am mai murat așa din când în când. Și a fost ok. Ultimele 2-3 zile s-a mai schimbat puțin și vremea, dar per total cred că a fost un cantonament bun. Mulțumitor din punctul dumneavoastră de vedere ca antrenor. Da, da. A fost ok. A fost ok. Ca pregătire, ca am încercat și cu jucătorii, de exemplu, la primul meci pe care l-am disputat, am împărțit, am jucat câte o repriză fiecare dintre jucători, deci două echipe amestecate, cum ar veni. În al doilea joc, tot așa, am jucat două echipe, dar să zicem cu una dintre ele cu care am intrat în repriza a doua, am încercat să ne apropiem puțin de 11-le pe care preconizam să-l folosim. Iar în al treilea joc am jucat un prim 11, ceilalți am completat după cele 90 de minute de joc, am completat cu încă o repriză de vreo 35 de minute, 35-40 de minute. Apoi am avut antrenament diversificat a doua zi, cei care au jucat au făcut 90 de minute, au făcut mai ușor, cei care au jucat 35-40 de minute am avut un antrenament normal. Nu, din punctul ăsta de vedere al efortului, al jocurilor amicale, am fost, adică ne-am atins scopul, aș putea să spun. Nu știu cât contează rezultatele, să spunem că ați învins într-o prima partidă de verificare o echipă locală, Corum 3-0, 2-0. 2-0, da. Apoi ați pierdut cu Peci, cum spune ei, da. Din Ungaria 0-3, parcă. Da, da. Și 0-2, adică 0-2 ultimul meci cu Slovan Liberec din Cehia. Da. Cu Peci ne-au condus ei 2-0 la pauză, dar v-am spus că în prima repriză, mă rog, n-am avut un 11 de start așa care să ne dea încredere nouă antrenorilor. După aceea, în repriza a doua, am intrat altfel în joc, am fost conduși 2-0 la pauză, am intrat altfel în joc, am condus jocul, ne-am și creat ocazii, am ratat destul de multe ocazii. După aceea, pe final, cred că minutul 92 sau 93, a fost o greșeală individuală, un pas la portar pe care, contrar cursului jocului, l-a interceptat un adversar și a înscris. Dar, v-am zis, ne-a interesat mai mult efortul. După aceea, în ultimul meci cu Slovan Liberec, care trebuie să recunosc că a fost cam cea mai bună echipă din... Și bănuiam că este ca nivel o echipă bună. Dacă vă aduceți aminte, și Băluța a jucat o perioadă la ei. A fost acum e pe locul 7, am văzut în Cehia. Locul 7 în Cehia, da. Cehia totuși... Campionat puternic. Campionat puternic. Mult mai puternic decât al nostru. Nu se compară. Mă uitam la Iabloneț. Slavia Praga au jucat grupe de Champions League, au echipe iar la fel în grupe de Europa League, cu Sparta Praga, cu... Iabloneț, care a jucat în grupă cu CFR și a terminat peste CFR, e pe locul 14. Da, da.
Deci nu, o echipă bună, o echipă cu individualități, mai vorbeam și cu jucătorii a doua zi după joc și mă așteptam, că aveau și jucători de echipă națională și se vedea, au simțit și ei în teren, dar să știți că jocul a fost mai mult decât echilibrat, să nu credeți că chiar dacă am pierdut 2-0, că am fost dominați, nu, sub nicio formă. Deci ocaziile au fost, cred că am avut mai multe ocazii clare noi decât ei. Tot așa și golurile pe care le-am primit, o întâmplare la primul, o centrare din lateral, o minge lovită cu capul de atacantul lor de pe scurt, o minge deviată care s-a învârtit și a intrat în vincul pe colțul lung. Iar la golul 2, tot așa, am făcut iarăși o greșeală individuală, am pierdut o minge în 20-25 de metri de poarta noastră când eram deschiși ca să construim și au scăpat singur cu portarul, au înscris. Dar, v-am zis, au fost niște meciuri în care și noi am urmărit mai mult efortul, pentru că am avut două săptămâni de pauză și în două săptămâni și ceva deja începem campionatul. Și vă dați seama că a trebuit să trecem destul de repede prin perioada de pregătire, cum s-ar spune, ca să încercăm în săptămâna asta să intrăm și într-o formă sportivă. Deci am avut și noi calculele noastre, acum rămâne de văzut în campionat cum se vor desfășura lucrurile, pentru că acolo ne interesează cel mai mult. Domnul profesor... Să discutăm pe marginea lotului, aici se fac cele mai multe discuții. Sunt și întrebări pe care le-am preluat astăzi de la suporteri. Dacă avem timp o să vă pun din ele. Practic s-a renunțat la Stoian și la Suciu. Nu v-au convins, nu? Nu m-au convins, nu s-au acomodat, să vă spun ceva. Stoian știam că are nevoie de o perioadă mare, pentru că el venea după o perioadă în care n-a jucat, a avut și o accidentare la genunchi. Noi am încercat să-l resuscităm. De fapt, să știți că Stoian și când a venit, a fost un contract până în iarnă, și el a zis, domne, vin și încerc, vedem care este situația, cu o clauză în care contractul lui putea fi reziliat în iarnă. Dacă vă aduceți aminte, noi l-am adus pe Stoian înainte de meciul de la Botoșani, cred că am făcut 0-0 la Botoșani, dar efectiv pe bancă pentru acel meci, pentru că aveam foarte mulți suspendați și accidentați, și vedeți că accidentații i-am păstrat și acum, între ghilimele, din păcate. Și chiar aveam numai junior pe bancă. Da, iar după aceea s-a căzut de comun acord cu el. De fapt, nici noi n-am fost foarte mulțumiți. Am renunțat la Suciu, iar la fel știți că el n-a jucat deloc în campionatul nostru. Și acolo trebuie o perioadă de adaptare. Și pentru noi au fost niște încercări, pentru că, vedeți, noi am încercat să resuscităm niște jucători. Adică noi n-am luat niște certitudini, să zic, de la anumite echipe de primă ligă, da, domnule, un jucător care a jucat toate meciurile, haide să-l aducem. Vedeți, de exemplu, Popadiuc, chiar dacă a fost la o echipă retrogradată, da, dar a jucat. A jucat la Iași, am reușit să-l aducem, ați văzut că și la noi a jucat, toate meciurile le-a jucat. Deci noi am încercat să-i resuscităm pe acești jucători. Din păcate, n-am fost mulțumiți, nu pot să zic că nu i-am fi resuscitat în continuare, dar ne-am gândit, domnule, stai puțin, renunțăm ca să aducem niște certitudini în locul lor. Adică, dacă erau niște semne de întrebare în ceea ce îi privește, poate și-ar fi revenit, de exemplu, Suciu, sau poate Stoian, sau poate unul dintre ei, dar nu ne așteaptă nimeni. Și care sunt certitudinile pe care le-ați adus? Păi s-a întors Pițian, eu vă spun, ați până în dreptate. Momentul de față. Pițian, ați avut dreptate, a spus că, în opinia noastră, e neinspirată plecarea lui la FC Argeș. A făcut o greșeală. A recunoscut băiatul. Bine că l-ați primit. L-ați reprimit. Poate alții n-ar fi făcut-o. Păi cum să nu-l reprimesc? Nu avem... Ce credeți că am... Arăt eu ca un om ranchiunos sau staful meu sau vreo chestie de genul ăsta? Nu, în niciun caz. Atunci când e vorba de interesul echipei și iar la fel, vă spun,
L-am apreciat foarte mult pe Pițian, la cât a crescut în perioada de când am venit noi la echipă. Deci foarte mult a crescut. Ai adevărat că având 6 luni de zile în care n-a jucat titular meci de meci și aparițiile lui au fost sporadice, să știți că în momentul de față, eu vorbesc acum, nu e la nivelul la care era în momentul în care a plecat. Noi sperăm tot așa, cât mai repede, pentru că nici el nu e un jucător pe care să-l fi luat de la FC Argeș să fie jucat titular la FC Argeș. Dar simțiți la antrenamente capacitat? Da, da. E și un alt, are și un alt atu, pentru că el a avut un statut aici. A avut un statut, încearcă să și-l recâștige cât mai repede, este capacitat, este dornic și înainte a fost un jucător profesionist, este și minus acum. Nu sunt foarte multe soluții acolo la fundașii centrali în acest moment. Sunt accidentari, Baxeva, nu știu, care în continuare probleme, Cornel Dinu la fel. Eu vă, știți că eu am spus cu Baxevanos cu ruptură de ligamente încrucișate. Nu va putea să joace campionatul ăsta niciun meci. Vă aduceți aminte campionatul trecut cu Corbu a avut ligament colateral extern și nu și-a revenit, în prima etapă a făcut Corbu la Iași și nu și-a revenit într-un an de zile, n-a bifat așa câteva minute. De-abia după aceea din campionatul ăsta a început să mai apară Corbu. Vedeți iar la fel accidentarea lui Cornel Dinu, care credeți-mă, parcă am bănuit când mi-a spus că domne, am auzit 2 pocnituri. Și i-am zis, aoleu, m-am și gândit să nu fie ceva complicat, să nu fie vreo ruptură complicată. Până la urmă au fost 2 rupturi din ce iese pe remeneuri. Și vedeți și dumneavoastră cât a trecut de la meciul cu FCSB-ul. Păi avem 3 luni și ceva în care Cornel nici acum nu face, din păcate pentru noi, antrenament cu echipa. A încercat într-o perioadă, a recidivat, deci a mers bine până la un anumit punct. Eu știu, alergări în linie dreaptă, chiar dacă le-a făcut cu schimbare de ritm, în momentul în care a intrat la minge și ușor cu mingea. În momentul în care a intrat la minge și pe schimbări de direcție, imediat a început să aibă dureri și iar a fost obligat să... Și vedeți că avem câțiva jucători, Cantave iar la fel, cu fisură de metatarsian. Asta nu se rezolvă așa. Am avut și un ghinion teribil, pentru că eu știu de la Cristi Chivu. Cristi Chivu, să știți, un an de zile a tras cu o fractură de metatarsian la Internaționale Milano. Cu operație, cu... Noi sperăm, l-am lăsat 2 luni, a stat liber, n-a mai contat pe el. Absolut deloc. Deci s-a accidentat la meciul cu... La meciul cu Viitorul s-a accidentat, după meciul cu Viitorul, de fapt. Face socoteala câte luni sunt în care n-am putut să contăm pe el. Și vă spun, acum a intrat ușor, ușor, progresiv. Doamne ferește să nu se întâmple ceva, pentru că sunt foarte complicate accidentările astea la metatarsiene. Dacă e o fractură, Doamne ferește și asta, de tibie sau de altceva, de... mână, de, se sudează, nu se mai rupe niciodată de acolo. Dar când e la metatarsian, oricând, dacă nu e refăcut total 100%, oricând poate să cedeze. Acest Sila e o certitudine? Să știți că el are prezențe la Botoșani. Da, am văzut că are și parcă și goluri. Mi se pare că a marcat într-un meci, dacă nu mă înșel. Da, așa... Are destul de puține goluri. A avut niște ocazii. Să știți că și noi am încercat, pentru că pierzându-l și pe Cantave acolo, n-am prea avut jucători de bandă. Ați văzut că pe Popadiuc din mijlocaș lateral, noi l-am folosit mijlocaș central mai mult. Pentru că efectiv nu am avut alte soluții acolo. Câteodată a mai jucat și Cocici mijlocaș central și acum avem o problemă la postul de mijlocaș central. Ne mai trebuie neapărat un mijlocaș central. Obligatoriu, pentru că altfel... Raț? Bun. Dom'le, au plecat. Ce poți să le faci? Ce poți să zici? Eu am fost supărat în vremea respectivă, să știți. Am fost dezamăgit. Am fost... Adică nu mă așteptam. Dar, domnule, e alegerea lor până la urmă. Nu poate nimeni să... Mai vine cineva, domn profesor?
A mai venit cineva la echipă? Să mai pregătește cineva cu echipa Nu, în în aceste momentul de zile? față nu. Dar În momentul de bănuiesc că față sunt nu. promisiuni, că sau discuții, nu? Da, mai sunt discuții. Mai sunt discuții. V-am zis să știți că noi în momentul de față avem un lot de 20 ceva de jucători, de 20, 24, cred, fără portar, să zic, Adică nu e punem mare, e larg, portari. nu? Asta vreți să spuneți că e larg sau că e E, restrâns? nu, e restrâns. Păi din 24, vreo 8-9 avem sub 21. Deci gândiți-vă că joacă decât unul singur sub 21. Deci Mă ne uitam mai la trebuie. Rapid, Avem Celeta și avea. jucătorii accidentați, v-am spus că avem câțiva Sau Crince jucători. în câți are? Cred că nu are 15 în momentul ăsta. Da, bine, Clinceniu, sunt problemele care sunt acolo. Clar mai avem Probabil nevoie de se... jucători. Clar mai avem nevoie de jucători. Nu, Clar. nu, deci avem nevoie pentru Jucători că care să ne și ajute. avem nevoie, da, de niște certitudini, nu de... Nu prea mai putem să Mai găsim facem... certitudinile acum, domn profesor? Echipele și-au cam construit loturile. Ce? Cine știe? Da. Haideți să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim cu antrenorul Chindei Târgoviște, domnul profesor Emil Săndoi. Așadar, pauză comercială. Ne uităm și pe comentarii. Spune cineva ce se aude de noile transferuri. Toate echipele transferă, noi nu. În fine, se pare că Negu s-a dus la CFR, mai spune cineva, avem soluții în locul lui. Negu cerea unul dintre piesele de bază ale Chindiei Târgoviște. A plecat Neguț? Cu Neguț sunt discuții. Știu că au fost niște discuții cu CFR-ul, da, tot așa se discută ca să luăm niște jucători la schimb de acolo. Deocamdată n-aș putea să vă spun ceva concret și nu vreau să greșesc, dar sunt niște Neguț discuții. pare pe profilul lui Dan Petrescu și al CFR-ului. E un Da, fotbalist da. cu potențial fizic, luptător. Da. Nu, aveți perfectă dreptate. Este un jucător pe profilul CFR-ului. Dacă ar fi fost vorba, să zicem, de Craiova sau de FCSB, nu știu dacă se potrivea prea mult la stilul de joc pe care l-au cele două echipe. Dar, în rest, să vă spun ceva, e un jucător care, de când sunt eu, pentru că eu nu pot să spun ce s-a întâmplat înainte, de când sunt eu, este un jucător care a ajutat echipa, este unul dintre marcatorii echipei, pentru că până la urmă marcatorii echipei sunt Popa, Florea, Popadiuc și Neguț. Deci e un jucător generos la efort. Acum, să vă spun ceva, gândiți-vă că vedeți din echipa care a fost în Liga 2-a, gândiți-vă că el este unul dintre puținii jucători. El, Florea, să zicem. Popa, Dani Popa, a fost și el în Liga 2, o bună perioadă. Da, dar eu mă gândeam la promovare, când a promovat echipa acum. Da. Deci, dintre toți jucătorii care au promovat, cred că decât El și Cornel Dinu, și Cornelinu, da, bine, care a la mai Cornel rezistat. a apărut accidentarea care a jucat. Curios, Cornel nu juca înainte. Și a jucat meci de meci de când am venit noi, Parțial dar Vartac. da, și Martac a mai intrat, dar în campionatul ăsta a intrat mai mult decât în campionatul trecut. A avut mai multe prezențe, bine, raportând la o jumătate de campionat, dar cam ăștia au fost jucătorii care O au pierdere, Neguț, pentru Chindia. În momentul acesta o pierdere. Neguț, un ei. jucător important. Da, Pentru Chindia, bineînțeles, care, într-adevăr, a însă, ajutat echipa. da, bineînțeles, da. Nu, este un Aveți cu ce jucător cu acoperi calități. acolo? Să vedem și ce, dacă pleacă Neguț. Vedem ce jucători vor veni la schimb. Vedem, o să discutăm. În rest, da, e destul de dificil acum. Vă dați seama că și el ne pleacă. E o șansă pentru el, totuși, să te duci la echipa campioană. Nu știu dacă te întâlnești Da, adevărat. oricând cu o șansă de genul ăsta.
Adevărat. La o vârstă care îl avantajează încă. Așa este. La maturitate sportivă, cum el 25-26 de ani acolo, știi, e vorba de echipa campioană. Dacă iese, la urmă. Poate să explodeze. Da, să dea Dumnezeu să iasă. Îi ținem. Dan Petrescu nu prea pe oricine. Dan Petrescu a văzut că dacă pune ochii pe un jucător, înseamnă că l-a urmărit atent și are niște calități. Da, nu vrea să-l țină pe acolo. Păi, da, noi nu l-am băgat în teren că are niște calități. Normal, că de asta l-am băgat în teren și nu ne-a înșelat așteptările. Deci de asta vă spun, a fost un jucător de bază al nostru, sau este, eu sper ca în continuare să fie jucătorul nostru. Vă dați seama că eu mi l-aș dori. Cum să nu mi-l doresc pe Neguț în continuare? Dar, până la urmă, e vorba și de interesul clubului, e vorba și de opțiunea jucătorului. Adică sunt mai multe elemente care trebuie luate în calcul. La urmă toate au un preț și dacă merge acolo și vin niște bani frumoși sau vin niște bani, de ce nu? Sau poate și un schimb de jucători avantajos, cum a fost cu Aioani, când a plecat către Faro, a mers la Faro, dar și de acolo au venit niște jucători care, într-adevăr, sunt importanți la Chindia. Întreabă cineva ce se mai aude cu transferul lui Forteș. A fost vreodată luat în calcul? Nu, n-a fost nicio discuție, să știți, despre Forteș. Nu, nu. Deci nu știu de unde a apărut, cum a apărut, dar noi n-am fost, niciunul dintre noi n-a fost în discuții ar cu el. Ar fi o soluție pentru Chindia? Nu știu exact pe unde mai este jucătorul respectiv. Să vă spun ceva, totuși noi acolo în față am avut doi jucători care au avut evoluții bune, vorba despre Popa și Florea. Chiar dacă a lipsit unul dintre ei, am schimbat puțin sistemul sau a intrat alt jucător, deci am reușit să, pentru că vă aduceți aminte, și Popa a mai avut o perioadă în care a fost accidentat, a stat vreo lună de zile, vreo 5 meciuri am jucat fără el. Dar totuși au fost niște jucători, sunt niște jucători de bază ai noștri, Popa și Florea, și v-am zis, pe postul respectiv putem să ne mai încropim acolo. Domn profesor, am văzut că n-ați mai pomenit numele Cherchez. Vă mai contați pe el? Dom'le, ce să vă spun? Eu sunt dezamăgit așa de Cristi Cherchez. Eu am încercat să-l judec pe el și pentru ce a făcut el înainte pentru Chindia. Și să știți, așa ca o recompensă pentru ce s-a întâmplat înainte, dar vedeți că el n-a reușit să se impună și chiar dacă, așa ca atitudine, în antrenamente, cred că e puțin schimbată atitudinea față de ce era când am venit eu aici. Dar este greu, va fi greu să poată să... Asta nu înseamnă că eu vreau să-l descurajez. Vă dați seama că n-avem foarte mulți jucători. Știți că eu am spus și ca număr nu suntem foarte mulți și mi-aș dori ca fiecare dintre ei să ne ajute, dar vedeți și dumneavoastră, eu mai nu știu dacă v-am spus dumneavoastră, să-mi spuneți odată un jucător la care a renunțat actualul staff tehnic, care a plecat de aici și a jucat la același nivel. Deci să joace la primă ligă, cu excepția celor care n-au mai vrut ei să stea, care au plecat ei de bunăvoie, că așa a plecat de rață, nu l-a dat nimeni, n-a renunțat nimeni, sau Dumitrașcu la... N-a renunțat nimeni la Rață sau la Dumitrașcu sau la Pițian sau la Aioanei. Dar dintre jucătorii, spuneți-mi unul. Deci dacă este un singur jucător, rețineți ce vă spun, pe care noi nu l-am băgat să joace sau pe care n-am contat, că nu vreau să mai dau exemple acum, că știu și eu discuții așa, le știu și ce se aude și prin bârfă, așa că au fost jucători, că domne, că are... Sunt doi, nu știu, cu... Ceva nu știu, cu mine și nu vrea cu, să... Da. Nu știu, haide să vorbim despre Nicuțescu, că l-a regretat, domnule, că nu... Uitați, a jucat... Îmi pare rău pentru el, că are niște calități incredibile. Și va plânge mai târziu pentru atitudinea pe care a avut-o în perioada când putea și când poate să joace fotbal. Da,
Nu, n-a mai fost. Și de când a plecat de la Chindia, n-a mai... N-a Bun, mai acum să vă spun ceva. Și cu Costea și cu Stoian, să știți că ei au venit în anumite condiții aici. Ei au venit pentru niște încercări și dacă vă aduceți aminte, eu asta am spus și referitor la Costea. Așa. Și ați văzut, nu contează că e Costea sau că e Stoian sau că e... Nu contează că i-am avut eu înainte la tineret. Am renunțat imediat la ei, dacă n-a... Înțelegeți? Deci nu se pune problema aici, dar e păcat de unii dintre ei, am zis, unii care sunt tineri, iar la fel, parcă îmi pare rău de niște jucători, domne, că avem și noi jucători tineri nu care... Nu fac saltul. Domne, care n-au făcut saltul, domne, n-au făcut saltul de 3-4 ani de zile, sunt la... joacă în Liga a doua de 3-4 ani de zile, vedeți? Că n-are nimeni nimic cu niciunul dintre ceilalți jucători, dar vedeți și dumneavoastră, a venit un copil de la, din campionatul de juniori, Jipa, și domne, ați văzut că a jucat titular în ultimele meciuri și ceilalți care aveau meciuri multe în Liga a doua și în Liga a întâi n-au mai prins să joace. Credeți că am greșit noi cumva când am luat alegerile astea? Vă spun eu că n-am greșit. Vă spun că n-am greșit. Credeți că noi n-am fi vrut să folosim un jucător care are două campionate de Liga a doua și două campionate de Liga a întâi, chiar dacă nu le are titular. Andrei Șerban, nu vreau poate să dau nume. Atanase, nu vreau nu, să dau. Și Ioniță. Nu vreau să dau, să dau nume. Că aici nu... e profilul, aceștia sunt. Dar sunt unii care trebuie să facă saltul ușorul și mă așteptam să-l facă, pentru că lucrează cu noi exact cum a zis, fac, lucrează profesor? De un ce an jumate. Lipsește? De ce nu fac? Ce le lipsește? Nu știu, e vorba și de mentalitatea pe care o avem noi românii în general. Vă spun sincer, noi românii, domne, noi suntem obișnuiți și mai cu șurica și dacă avem un loc călduț acolo, să nu ne mai implicăm, să nu ne dorim mai mult decât trebuie, parcă ne e frică să ne dorim prea mult. Știți? Nu, că dacă mai trec așa ca gâsca prin apă încă un an de zile și mai sunt și eu pe lângă echipă, parcă nu văd la unii dintre ei dorința asta, doamne, vreau să joc și eu când eram fotbalist, muream dacă juca altcineva în locul meu. Eu vă spun sincer, când am început să joc, eram fundaș central și când am început să joc la Craiova, eu am început să joc în 83. Deci gândiți-vă, era toată echipa aia care a jucat semifinale de cupele europene. Unde să joc eu fundaș central? De 18 ani, în fața lui Ștefănescu, al lui Tilihoi, cum puteam eu să joc vreodată fundaș central? Nu puteam să joc niciodată. Știți ce am început să joc când am debutat? Mijloca stânga. Că acolo s-a făcut un loc. Și văzându-mă în antrenamente, că domne, că îmi doresc, mă bat în fiecare antrenament să-mi câștig un tricou. Deci, vă spun, am muncit, că n-am fost vreun jucător cu vreo calitate tehnică. A, că am dat multe goluri, da, am dat ca fundaș central, nici nu știu câți fundași centrali au dat golurile pe care le-am dat eu. Dacă am fost golgeterul echipei când a câștigat campionatul din fundaș central, fără să bat o lovitură de la 11 metri. Ultimul campionat câștigat de Craiova. Ultimul campionat. Deci am dat o groază de goluri din faze fixe, din lovituri libere, din... A trecut vreo 30 de ani de atunci. Aoleu, ce mult. Am îmbătrânit. Fotbal. Fotbalul ne-a dat tot, dar vă spun, e foarte frumos atunci când îl joci tu. Cariera de fotbalist, credeți-mă, e o splendoare. O splendoare. Cariera de antrenor să... E foarte dificil. Deci aici cred că suferim noi. Parcă la un moment dat, hai că mă complac în situația asta, că nu joc, că nu-mi doresc, că mă prefac că mă antrenez, că vedem dacă mă mai bagă și pe mine 5-10 minute odată la un rezultat. Vreau să mă vin întreabă sau vă urmăresc și spune, stai că sunt doi, are dreptate, dar de ce mai ține? Păi și ce să facem? Cu cine să... Cu alții care își doresc mai mult. Păi tot am zis că așa să... Păi e teamă de retrogradare, domn profesor. Sincer. Da, mi este, da. Da. Deci mi este, vă spun deschis. E adevărat,
domne, în turul ăsta, în partea asta a campionatului, domne, arbitrajele astea care au fost împotriva noastră la unele meciuri, vă dau cuvântul meu de onoare că nu pot să le înțeleg. Deci sau la nu vreau să le înțeleg. Sau elemente intenționale, intenționate. Cum au fost? Sunt greșeli acceptate? Nu pot să, omenești? Nu pot să mă pronunț aici. Ați simțit? Nu, a simțit? Nu pot să mă pronunț. Nu puteți. Nu pot să mă pronunț, pentru că, nu știu, preia cineva și cine știe ce iese dintr-o chestie de genul ăsta, nu vreau să mă pronunț. Dar a simțit mai mult decât... Da, nu vreau să mă pronunț. Dom'le, dar credeți-mă, au fost niște greșeli, pentru că noi nu suntem o echipă... Eu știu cum e FCSB-ul. Ați văzut FCSB-ul de câte ori a întors rezultatul. Înțelegeți? Ce calitate are la nivelul lotului. Păi, de asta. Noi suntem o echipă disciplinată, o echipă care încearcă să fie disciplinată, care încearcă cu mijloacele ei, da, să obțină niște rezultate pozitive. E normal să fie așa. Pentru că, vă aduceți aminte, nu mai țin minte după care meci, nu știu cine declara că am și luat poziție în media și am spus, domne, să-și vadă de treaba lor oamenii. Că au zis că, domne, că Chindia, că, mă rog, niște echipe care sunt prin fruntea clasamentului pe acolo. Că jucați mai defensiv. Nu că... știu, ne analizau ei jocul nostru, că să nu mai jucăm noi așa. Păi bravo, voi vreți să obținem rezultat. Nu știu, nu vreau să pronunț că nu... Nu e bine și nu vreau să intru. S-a preluat această idee. Ea nu, nu, da, am joacă, încercat face antijoc, să se preia, nu joacă ofensiv. Nu, că am încercat să o stopez eu imediat și am reușit să o stopez. Și am zis, bravo, păi vor ei să-i batem cu armele lor. Păi unde s-a mai văzut așa ceva? Păi ia să vină ei la Chindia și să mă duc eu în partea cealaltă sau noi să mergem. Cu președinte, cu toată lumea, să mergem în partea aia, să vedem cum joacă ei împotriva noastră. Înțelegeți? Și s-a stopat după aceea, am văzut că n-au mai. Păi, au loturi mult superioare. Păi, domne, fiecare cu mijloacele lui. Fiecare cu mijloacele lui. Haideți să fim sinceri. Cel puțin mie așa mi-a plăcut să fiu. Domne, noi nu avem un lot extraordinar. Noi nu avem foarte multe soluții. Și în plan ofensiv, și la nivelul primului 11. Noi nu avem foarte multe soluții nici pe banca de rezervă. Cel puțin eu așa o văd. Poate greșesc. Domne, nu poți să joci ca... FCSB, să zicem, sau poți să joci ca Barcelona, ca Manchester City, în condițiile în care ne uităm pe lot. Nu, vă spun eu, noi încercăm să jucăm ce putem noi. Sau ce cred eu că putem noi. Este posibil, dacă încercăm să jucăm altceva, este posibil să avem surprize. Neplăcute, deci de asta, nu? Eu așa mai cred. Degrabă. Eu așa am cred. Înțeles. Eu așa cred. Pentru că dacă aș bănui că avem surprize plăcute, să știți că am jucat altceva. Și de asta vă spun. Dom'le, la un moment dat, adică înțelegi, dom'le, toți greșim. Toată lumea. Și arbitrii pot să greșească. De exemplu, pe arbitrii din Turcia... Credeți-mă, i-am înțeles că au greșit. Dom'le, că nu erau de nivelul primei ligi sau de nivelul ligii a doua. Au îmbrăcat și ei un tricou de arbitru cu kilograme în plus, cu nu puteau să se deplaseze. Acolo înțelegi, e un joc amical, că ai câștigat, că ai pierdut până acolo. Se joacă pe puncte. Da, nu se joacă pe... Dar aici, dom'le, o decizie greșită, eu vă spun... Nu e vorba că influențează prezența în play-off sau în play-out. Dom'le, poate să influențeze retrogradarea așa sau menținerea așa în prima ligă. Deci nu poți să te joci cu destinele unui ales club. Ales între două echipe care au același obiectiv în zona inferioară. Da, bineînțeles. Deci de asta nu poți să te joci. E vorba de destinele unor oameni, unui club. Deci... Aici trebuie să fim mult mai responsabili. Și v-am zis, au fost situații în care, dom'le, dacă ați văzut și dumneavoastră, s-au făcut statistici. Păi suntem cea mai dezavantajată. Vă aduceți aminte că eu am spus în interviu la Flash-uri, am spus după meci. Dom'le, cu toată responsabilitatea mea, vă garantez că nu se făcuseră statisticile. Și am spus, vă garantez că sunteți cea mai dezavantajată echipă din Liga 1. Au făcut statisticile, nu după aia, bineînțeles că așa. Era nici greu de preconizat, ținând cont la câte s-au întâmplat contra Chindiei. Păi, deci, vedeți niște puncte. Că de asta nu suntem acolo, mai sus,
Și ați văzut de asta că acum se trage linie, clasamentul și zicea, păi stai puțin că suntem aproape de alea noi. Păi și bun, și punctele alea, că vă aduceți aminte cum am spus după meciuri. Bine, domnule, și punctele astea, unde sunt? Unde sunt? Noi am mai avut problemele astea de arbitraj atunci, în primul an la Liga 1, când am terminat pe ultimul loc. Mai țineți minte ce probleme mari de arbitraj am avut atunci? Le țin meciurile acelea cu Gaz Metan Media și așa mai departe. Păi și cu Sibiu, nu vă aduceți aminte? Cu Sibiu, domnule, da. Ne-a scos mingea din poartă, am avut gol valabil și ne-a dat 11 metri împotriva noastră. La... Da. Deci nu se poate așa ceva până la urmă. Domnul profesor, nu știu. Sincer, trecând linie, campion în play-out, locul 7. Calificarea în sferturi de finale Cupei României, ați egalat cele mai importante rezultate în istoria fotbalului târgoviștean. Bine, și am fost de două ori în sferturile Cupei României și să știți că dacă nu aveam programul de așa natură, aduceți-vă aminte că și în campionatul trecut tot așa am avut... Craiova și Șepși, da. Da. Am avut în 6 zile 3 meciuri. Să știți că așa am avut și acum. Așa am avut și acum. Vă mai dau un exemplu. Uitați-vă la ultimele 3 partide pe care le-am jucat. Știți când am jucat? Am jucat duminică, miercuri și sâmbătă. 3 partide în 6 zile. În 6 zile. 3 partide cruciale pe care una iar am jucat-o 45 de minute cu un om mai puțin, cu FCU, în care a fost eliminat Iacob cu cartonaj cel mai roșu. Din cariera dumneavoastră la Chindia, din perioada noastră de la Chindia. Cel mai greu moment după meciul cu FCU. Cel mai greu moment. V-am simțit atunci și echipa... E bine că ați câștigat cu Clinceni. Da, vreau să vă spun ceva. Dar după meciul cu Rapidul, după meciul cu Rapid, cum credeți că am fost? Credeți că a fost un moment ușor atunci? A fost o frustrare. A fost o frustrare și e clar că v-am înțeles. Dar după meciul cu Craiova se legaseră așa niște rezultate nefavorabile. Și a venit și înfrângerea aia, parcă nimic n-a ieșit în meciul ăla cu FCU. Rapid totuși o echipă de play-off, Craiova e acolo cu tine, cu ea te bați. Păi da, dar știți care e problema? Vedeți că noi, nici în campionatul trecut, noi am avut serii negative, dar au fost puține la număr. Noi de fiecare dată, chiar dacă am avut 2 sau 3 rezultate negative, am reușit să ne recapacităm și să obținem puncte în continuare. Cum s-a întâmplat și acum cu Clinceni. Cu Clinceni, dar până la Clinceni a fost o serie destul de lungă. Știți care? Păi vedeți, dacă pune-ne 3 puncte cu Rapidul, care au fost ale noastre, în 8 jucători de câmp, și haideți să vedem după aia, chiar dacă pierdeam cu CFR-ul, dumneavoastră, să vă spun ceva, în fotbal totul se leagă. Pentru că toată lumea zice, domne, a greșit acum, nu. În fotbal totul se leagă. Credeți-mă ce vă spun. Și să nu uite și cei care ne ascultă și ne privesc. În fotbal totul se leagă. Rezultatele pozitive îți dau moral, îți dau încredere, îți aduc puncte în clasament. Când intri pe o pantă descendentă și mai ales... Vă mai dau un exemplu. În campionatul trecut, vă aduceți aminte când am pierdut cu CFR-ul aici, la Ploiești. După un meci bun. După un meci foarte bun, în care li s-a acordat lor o lovitură de la 11 metri, că a atins-o Pițian cu degetul. Și nouă nu ni s-a acordat o lovitură de la 11 metri când i-a dat intenționat cu cotul lui Pițian. Și dacă vă aduceți aminte, după aceea am pierdut la Mediaș, și am mai pierdut încă un meci. Am avut, eu știam că după meciul cu CFR-ul, la încărcătura pe care a avut-o meciul ăla și la frustrarea pe care o au jucătorii și noi, antrenorii până la urmă, dar noi încercăm să ne controlăm. Eu știam că numai prejudicii ne va aduce faptul că am pierdut meciul cu CFR-ul. Am pierdut încă 2 meciuri la rând. Meciul cu Rapid, în care s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Deci la meciul cu Rapid, când tu poți să iei 3 puncte în 8 jucători de câmp și când reușești să înscrii de 2 ori în 8 jucători de câmp, în 9 jucători cu 2 jucători mai puțin, păi spuneți-mi și mie câte echipe, spuneți-mi în fotbalul ăsta mondial, ați mai văzut vreo echipă cu 2 jucători mai puțin să dea 2 goluri? Să știți că nici măcar un gol e foarte greu să înscrii. Dom'le, poate cu puțină șansă, nu știu exact. Cum i-am prins noi pe contraatac, cum a fost. Da?
dar am și încercat asta, că n-am capotat când am rămas cu doi oameni mai puțin. Și când te vezi nedreptățit, deci, domne, se fac greșeli numai împotriva ta, domne, și ai trei puncte în mână, care punctele alea știți ce însemnau pentru o echipă cu doi oameni mai puțin, o victorie cu Rapid care era în play-off. Deci, credeți-mă, însemna, eu știu... O descătușare, clar. O descătușare fantastică pentru fiecare dintre jucători în parte și o încredere pe care ar fi căpătat-o fiecare dintre ei. Și ați văzut că nu ridicăm noi fanionul. Păi cum să nu ridicăm fanionul când centralul, deci credeți-mă, noi ne-am uitat pe filmările de la televizor. Centralul îi spune, vezi că i-a pasat-o săpunarul. Deci dacă tu n-ai văzut în prima fază, da? Și nu ridici offside. Centralul te ajută. O să vă dau filmările să vedeți când îi spune, vezi că i-a pasat-o săpunarul. Deci îi spune, vezi că dacă i-a pasat-o ăla, deci a mai fost un jucător care a atins mingea de la centrarea din lateral până la jucătorul. S-a văzut mai bine decât centralul. Păi ce mai să prost. Vadă, domne, mai bine? Păi și când i-au dat roșu la lui Căpușă la mijlocul terenului, tot așa de bine au văzut. Și când i-a dat roșu lui Corbu, tot așa de bine au văzut. Aveți dreptate, vă dau. Păi, domn profesor, vedeți? Din păcate am ajuns la finalul emisiunii, ar mai fi trebuit vreo 2, 3, 4, pare rău că ar fi zile multe de spus, vă spun sincer, multe de spus ar fi. Ultima întrebare, știu că trebuie să închidem. Sunteți genul de antrenori care urmăriți ceea ce scriu suporterii, ce transmit pe mediile astea online sau nu? Nu vreau. Când sunt în activitate, nu urmăresc niciodată. Pentru că nu vreau să mă influențeze. Atunci când nu sunt în activitate, când sunt liber, când nu sunt la niciun club și stau acasă, să știți că urmăresc, citesc presă, mă uit la televizor, nici la tot ce ține. Nu. Cât sunt în activitate, nu. Să pentru că nu vreau să fiu influențat. Da. Am înțeles, poziția noastră. Domnul profesor, ce să vă spun? Să scăpăm de retrogradare. Asta e să clar. Dea Dumnezeu. Asta e foarte important și e obiectivul nostru. Cu lotul ăsta, dacă nu mai vine nimeni. Dacă nu mai vine nimeni, cum? Stați puțin. Și să plece cineva, să nu plece nimeni. Să nu plece nimeni, să nu mai vine nimeni. Putem să scăpăm? Lotul care l-avem acum. Dom'le, putem să avem și probleme? Depinde. Mai avem nevoie. Deci v-am spus că mai avem nevoie în compartimente, mai avem nevoie. Mai e și cu neguți, mai degrabă pleacă decât rămâne. Deci, da, sunt probleme. Avem nevoie de jucători. Mai avem nevoie, da, da. Eu vă mulțumesc, domn profesor, pentru prezența la Sport Show. Să fim sănătoși și sper să rămânem în Liga 1, să ne jucăm și noi să acasă, să vedem și noi un meci în Liga 1 la Târgoviște și pe dumneavoastră acolo, pe banca tehnică. Și eu îmi doresc. Doamne ajută! Profesor Emil Sândoi a fost în această seară la Sport Show aici la Columna TV. Eu sunt Costin Mihai. Ne revedem joi de la ora 18 la o nouă ediție a emisiunii Sport Show. O seară bună să aveți, numai de bine să auzim. Doamne ajută!